aici la Mioveni vine deținătoarea titlului CFR Cluj și singura echipă rămasă în cupele europene. Ne pregătim așadar de Mioveni CFR Cluj. Tahiri, jucător elegant, tehnic, acolo centrarea fața porții, mingea nu ajunge la Debeliuc sau Debeliuc nu ajunge la minge, este corner însă, își pune mâinile în cap atacantul croat al CFR-ului, cred că nu i-au ieșit pașii. Nu, e o minge deviată, da? Dacă n-ar fi fost deviată, probabil o simplă formalitate pentru Debeliuc. Centrarea e bună, lovitura de cap puternică, mingea trece pe lângă poartă Ciobotariu. Lovitura de cap a lui Ciobotariu, așa la reluare parcă a atins mingea și un jucător al Mioveniului. Aici este o poziție bună, Blănaru și prima dată când îl vedem intervenind pe Bălgrădean în această partidă. E la limita offside-ului, să dăm, cum se spune, credit arbitrului, greu să învici un portar în general, cu atât mai greu un portar experimentat precum Bălgrădean, cu un astfel de șut. Latovlevici, centrarea lui Latovlevici, vine Șerbănică și scoate la adversar din prima Kipciu, ce variantă alege acolo, este Costache, șutul lui Costache, pe jos scoate portarul Dăcan, Latovlevici, mingea n-a ieșit, care se încheie cu această acțiune frumoasă, Kipciu, Costache, șutul respins de tânărul portar Dăcan. Asta este singura ocazie notabilă a primei reprize. Tahiri, pasa este bună, Petrila, Farel rămâne jos, gol! Petrila, la al treilea gol marcat în această ediție de campionat. Doar Sorescu are mai multe goluri marcate decât Petrila. Aici arbitrul lasă avantaj și bine face și să vedem pasa lui Tahiri. Oh. Pare prea mare offside-ul. Să mai vedem din alte unghiuri că ceva e mult prea neregulă. E clar că ăsta a fost motivul supărării lui Garuti. Altă minge de viață, șutul din întoarcere, Scarla Tache. Blădaru este cel care a ieșit. Masaru în locul său. Din nou Omrani, mingea n-ajunge. Vine centrarea, Bălgrădean! Mare ocazie ratată de Mioveni. Din 7-8 metri, mingea trimisă de brazilianul, cred că brazilianul Garuti a trimis cu capul, foarte bine bătută lovitura liberă, da, el trimite, mingea vine tare, vine de aproape, excelentă centrarea, lovitură de cap a brazilianului, centrarea lui Massaro. Ultima schimbare, iese Panait și intră Vereș. Oh, este o poziție bună acum pentru Kipciu, Gâdea, vine și Omrani, formidabil Dăcan! Ce portar a împrumutat FCSB? Kipciu n-a ratat niciun meci în această ediție de campionat, bine, nu este singurul de la CFR, sunt 7 fotbaliști care au bifat toate meciurile înainte de această partidă. Trimis în față cel mai înalt jucător al gazdelor, Garuti, Șerbănică! Nu-i chiar rău, dar punctează puțin așa la impresia artistică.
fără vreo emoție oricum pentru Bălgărdean. Bună seara în primul rând. Da, cred că a fost un meci frumos. Cred că cel mai important pentru noi este că ne-a aplaudat suporterii la final și cred că asta spune multe despre jocul nostru. Din păcate, n-am reușit să luăm un punct. Poate era meritat. Într-adevăr, există o diferență de valoare. Au controlat jocul, dar eu cred că și noi am jucat bine. Am avut și noi câteva ocazii. Până la urmă, ăsta este rezultatul. Suntem dezamăgiți. Și un punct era foarte bun pentru noi. Dezamăgit și de arbitrajul în această seară, penalti neacordat și gol marcat din offside pentru CFR. Da, nu știu dacă a fost offside, n-am apucat să văd faza. Penalti cred că a fost, eram și eu în care eu am auzit-o, cred că s-a auzit lovitura asupra lui Garuti chiar și de pe bancă. Asta este. Ce putem să mai facem acum? Nu mai putem să schimbăm nimic. Cred că până la urmă, având în vedere și golul din offside și penaltiul nostru, cum am spus, cred că meritam un punct. Dar v-ați trezit cam târziu? Ocazia cea mai mare a venit spre finalul. Da, contra CFR-ului nu e ușor să joci. Au jucători de calitate. Cred că dacă ne-am fi deschis și dacă am fi ieșit mai devreme la joc, probabil n-ar fi surprins. Așa cred că prima repriză nu a avut decât o singură ocazie. Noi suntem o echipă mică, încercăm să stăm bine în teren. Cred că am reușit astăzi. Și încă o dată, cred că după gol era normal să ne deschidem și să atacăm. Următoarea etapă? Da, veți întâlni Dinamo, o echipă plină. Da, este o echipă surprinzătoare. Dinamo este pe val. Noi mergem la Dinamo să scoatem ceva din acel meci. Deja avem decât 3 puncte și avem nevoie neapărat de punct sau puncte la Dinamo. Bună seara, Cristi, felicitări pentru această victorie. O victorie obținută în niște condiții speciale, dacă putem spune așa, nu? Da, o victorie grea, o victorie muncită. Venim după un meci foarte greu cu Young Boys Berna. Șumi a schimbat mai mulți jucători. Până la urmă ne-am îndeplinit obiectivul și în această seară cele 3 puncte. Toată lumea s-a așteptat la mai mult din partea CFR-ului, pentru că are două echipe pe care le poate afișa pe două fronturi. Corect, ai dreptate. Atât am putut în această seară, cum ți-am spus și mai devreme, ne-am îndeplinit obiectivul, să luăm toate cele 3 puncte. Bineînțeles, și la gol au existat ceva discuții, că a fost marcat din offside. Probabil, nu știu, n-am apucat să văd. Dacă a fost așa, ce pot să fac în moment, eu, acum? Greșeală atunci din partea arbitrului, dacă într-adevăr a fost offside. Plus, au avut și un penalti neacordat. Adică adversarii voștri ar putea specula. Din nou, așa fiecare echipă poate să speculeze arbitrajul. Nu știu, nu vreau să comentez arbitrajul. Ți-am spus, dacă într-adevăr golul nostru a fost din offside, a fost o greșeală, ce pot să fac. Important e această victorie, o gură de oxigen înaintea returului cu Young Boys Berna, acolo unde aveți de luat o revanșă. Și mai nu ales... avem de luat nicio revanșă. Așa a fost atunci. Noi ne jucăm șansa noastră la Berna, mai ales că nu mai contează golul din deplasare, meciul pleacă de la 0-0. Credeți că acum puteți face mai mult? Vă puteți califica? Noi sperăm, cu siguranță și Umiu să pregătească foarte bine meciul și, cum ți-am spus, o să ne jucăm șansa. Da, tu cu ce gânduri te duci acolo? Păi normal, ce că să ne calificăm. Clar că toată lumea din toată suflarea ceferistă își dorește să ne calificăm. Vom vedea dacă și putem. Mă gândesc la tine personal, pentru că a fost acel meci controversat care a lăsat un gust amar în tot fotbalul românesc. A lăsat un gust amar. Eliminare, eliminare și din Europa și pe mine. Nu știu, a trecut, ți-am zis, au trecut atâtea luni de la acel meci. Acum ne gândim doar la meciul de marți. Cristi, care e secretul CFR-ului? 4 victorii din 4 posibile în campionat? Plus, în Europa sunteți încă în cărți? Multă muncă, fiecare jucător știe ce are de făcut când intră în teren și... Și lotul valoros? Și lotul valoros, bineînțeles, poate cel mai valoros.